bă, în viață, dacă vrei să fii șmecher, da, și să nu te pierzi așa ca prostul printre creci, da, pune-ți următoarea întrebare de fiecare dată când vrei să faci ceva. Orice. Da? Vreau să mă duc să mă joc. Un exemplu. Pune-ți întrebarea. Cu ce mă ajută? Vreau să cumpăr, nu știu ce, vreau să mă duc să ies cu prietenii mei la o țigare. Cu ce mă ajută? Mă uit la Netflix. Cu ce mă ajută? Te ajută cu ceva acțiunile pe care le faci? Îți bagă bani în buzunar? Te ajută să te dezvolți? Da? Îți aduc un beneficiu pe termen scurt, mediu, lung? Sau este doar așa o chestie pe care o fac, ha-ha-ha, să ne hăhăim, să ne simțim bine? Este bine să te simți și bine, nu zice nimeni nimic. E important să ne relaxăm, omul este o ființă complexă. Nu e cum zice retardatul ăla de Niculescu, că orice se rezolvă prin muncă. Nu orice se rezolvă prin muncă. Da? Omul este o ființă complexă. Avem nevoie să și muncim, avem nevoie să ne și relaxăm, să ne și îmbătăm, să ne și futem, să și stăm cu ochii pe tavan fără să facem nimic două zile, da? Să ne și jucăm și așa mai departe. Da? Fă aceste lucruri, dar nu pica în această capcană a ignoranței, da? A inutilității, să spun. Da? Gândești, dacă vrei să te relaxezi, da, omule, du-te și relaxează-te astăzi, da, mâine treci la acțiune, treci la treabă. Da? Gândește-te întotdeauna cu ce te ajută. Te va ajuta enorm acest principiu. Este foarte important. Pentru că și eu făceam tâmpenii, orice om face căcaturi, acțiuni din inerție și nu știi de ce le faci. Le faci, nu știu, că n-ai chef, că ai chef, că e o frustrare, că e o bucurie, că nu contează. Dar un reflex, de foarte multe ori facem foarte multe căcaturi din reflex. Dar reflexuri care nu ne servesc pentru a evolua, da, în cele mai multe cazuri. Și atunci fă chestia asta. Pornește de aici. Întreabă-te cu ce te ajută și caută să faci ceva, să câștigi ceva din fiecare acțiune pe care o faci. Nu lăsa lucrurile să meargă așa doar din inerție, să fie banale. Da? Eu dacă vreau să mă duc să... Mie îmi place să fumez trabucuri, spre exemplu. Da? Pe mine mă relaxează chestia asta. O fac și singur, da? Dar uite, cum fac eu pe live, pe Instagram, ai mai văzut. Sau pe Facebook. Da? Vreau, vin acasă, sunt puțin încordat, da? Vreau să mă relaxez, vreau să îmi aprind un trabuc, vreau să beau poate un pahar de ceva, nu știu, un whisky, un vin, o cafea, un ceai, o bere, nu contează. Da? Dar nu vreau să stau doar ca prostul, să mă relaxez doar eu pe mine. Da? De ce în acest timp, cu ce mă ajută? Dacă mă întreb, cu ce mă ajută acest lucru? Mă ajută doar pe mine. Mă stau eu așa în cameră, fumez, beau whisky și mă relaxez pe spate. Da? Contribuie asta cu ceva la dezvoltarea mea? Sau la crearea de noi oportunități? Nu. Nu. Și atunci dau drumul la un live. Și intru cu voi pe Facebook sau pe Instagram, cu oamenii. Și în timp ce eu mă relaxez și fumez și beau, da, mai vorbesc și cu alți oameni care vin cu idei, vin cu întrebări, vin cu soluții. Corect? Și avem o discuție și poate din discuția aia învățăm ceva, poate facem ceva. Uite, vorbim să facem un podcast, poate iese un parteneriat, un business, ceva, da? Poate vorbim ceva atât de mișto, oferim valoare mai multor oameni, da? Deschidem mintea oamenilor, poate este atât de mișto încât merită să salvăm clipul respectiv și să-l postăm pe internet, să-l vadă și alții. Și ajutăm mai departe, da? Asta trebuie să fac oameni. Nu stai ca bou doar la o țigare.